Pentru a învăța pe copii să aibă o ținută frumoasă, elegantă, i-am invitat să se întreacă într-un concurs care i-a mobilizat și captivat. Mini Top Model România 2011 a adus pe podium copii din toată țara. Concurenții au demonstrat că a învăța să ai o ținută elegantă nu este greu și că merită să faci acest efort. În această ediție continuăm ilustrarea unei prove drăguțe, care a plăcut foarte mult celor prezenți, defilarea în pijama. Concurenții au avut ca obiectiv un comportament adecvat, împletit cu defilarea propriu-zisă. Acesteia i-a urmat defilările în ținută casual, în costum de carnaval și ținută de gală. Narcisa Crusta este prima concurentă. Să vedem ce ne spune Narcisa. Ascultați minunea 1 din secolul 21. Are numele de floare și glas de privighetoare. Ascultați și voi CD-ul Narcisa Cârstea și vă veți convinge sigur. Promitem să te ascultăm, Narcisa. Felicitări! Daniel Dijmărescu. Ia uitați-l pe Daniel. Ce ne va spune Daniel? Cât de convingător va fi Daniel? Haide să vedem. Va convinge Daniel juriu? Să sperăm! La munte, la mare, la joacă sau la plimbare, protejați-vă ochii cu ochelarii de soare, Daniel! Ochelarii de soare, da, trebuie să cumpărăm ochelari de soare, că iată, vine vremea caldă. Bianca Poenaru, cu ce ne va convinge Bianca? Aplauze pentru Bianca! Aplauze! Ați obosit? Nu mai puteți să aplaudați? Pușculița Cichibe, poți să-ți pui banii, dar nimeni nu va ști, căci toți se vor considera o jucărie printre alte jucării. Pușculița Cichibe! Mulțumim, Bianca! Foarte drăguță este! Este vorba de Alesia Constantinescu. Să vedem cu ce va impresiona astăzi juriul, Alesia. Of, buzele mele cât de uscate sunt! Ce mă ustră, ce mă dor! Oare ce pot să folosesc? Acum buzele mele sunt catifelate și strălucesc ca niște peruzele. Folosiți și voi strugurelul Alesia. Strugurelul Alesia. Urmează Alexandra Radu. Alexandra, ia să vedem ce ne spune Alexandra. La ce va face ea publicitate astăzi? Dacă pleci la munte sau la mare, vă oferim adăpost pentru fiecare cățel de rasă cu stăpân. Nu facem ofturi dacă e bătân. Condițiile sunt ok. ONG-ul vrei, nu vrei, adăpost pentru căței. Felicitări, Alexandra! Sunt superbi! Urmează defilare în pijama. Ingrid este prima care va urca acum. Ingrid Pătru, care vrea să ajungă la juriu, acolo să-l cucerească pe juriu. Hai, Ingrid, mergi spre juriu și zâmbește-le frumos. Ingrid e așa de somnoroasă, oare mai ajunge până la juriu? Ingrid, mai ajungi până la juriu de somn? Haide că ajunge, ia uitați că ajunge Ingrid. Și-a ajuns. Na. Iată, ce frumoasă este Ingrid. Felicitări, Ingrid. Rareș nici nu a mai așteptat să-l prezint. Deja pe podium, Rareș Pârvu.
Alexia Nicolăiță. Ce frumoasă este! Ia uitați-vă, Alexia! Felicitări, Alexia! Cristian! Încurajăm pentru Cristian Matei! Aplauze! Aplauze! Felicitări, Cristian! Și acum, o fetiță drăguță, drăguță, drăguță! Ia să văd ce zâmbet ai, Alessia Daju! Dar e atât de somnoroasă că nu ne mai zâmbește nici dacă o rugăm! Felicitări, Alessia Daju, Sabrina Stroie. Sabrina, cum ne mai convingi dacă ai pierdut? Secunde de publicitate. Doar la TVRM. Nu ratați cel mai tare show al României de modă. Mini Top Model România 2011 by Irinoan. Mulțumesc. Mulțumim, Sabina. Alexandru. Alexandru Silăescu. Vedem ce ne-a pregătit Diana la această probă. Diana Nagoie! Ce rochie și ce pantof, ce pălărie, ce bine îmi stă. Mami, mami, te rog, ia-mi-le, te rog. Oh, numai la magazinul Diana găsești tot ce dorești. Mami, cam multă probleme ai cu Diana dacă vrea atât de multe lucruri. Trebuie să faci în așa fel încât să câștigi bani pentru mami. Rareș, Rareș Iancu. Aplauze pentru Rareș. Oameni mari, noi copiii, mâna să ne dăm. Cât mai putem și cât nu este prea târziu, planeta să o salvăm. Ieri ați fost și voi copii, cu toții v-ați jucat. De apă, aer, soare, pământ, voi ați profitat. Astăzi noi suntem copii și vrem să ne jucăm. Poluarea nu ne lasă pământul să-l protejăm. Refolosiți, reduceți și reciclați. Salvați planeta! Felicitări, Gareș! Felicitări! Denisa, Denisa Pârvu. Este crema Miss Model. Dacă o folosiți pe ten, sigur vă energizează. Folosiți seara de seară. Vom folosi seara de seară. Și acum îl vom asculta pe Ștefan Grădinaru. Ștefan, hai să vedem. Are acolo atât de multe lucruri. Zi de zi, când mă trezesc, cereale eu poftesc. Să cresc mare și frumos, dar să fiu și sănătos. Mâncați cerealele gold pentru a crește sănătos. Cerealele gold! Da, ne vom gândi să mâncăm atâtea cereale încât să fim sănătoși.
Să încheiem prezentarea în pijamale cu numerele 22-26. Pe filare în ținută. Vai, ia să vedem. Vai, ce pijamale drăguțe avem. Codruț Ciobanu. Codruț. Aplauze pentru Codruț. Aplauze, nu aud aplauze. Și acum Mara Ștefan. Aplauze pentru Mara. Sau cum? Bună dimineața, ar trebui Radu. Mai nu o mai audă, gata, e somnușor, clar. Erica Ticu. Erica, haide, Erica. Unui părinte pentru fair play. Felicitări! Felicitări! A venit timpul să le ascultăm din nou pe cele două reprezentante ale Academiei Copiilor. Evelin Iulia Dicu, super mini magistru magna cum laude în Academia Copiilor, și Ada Cercel, super mini magistru magna cum laude în Academia Copiilor. Prima care va interpreta o piesă este Ada Cercel. You tuck me in, turn out the light. Keep me safe and sound at night. Little girls depend on things like that. Brush my teeth and comb my hair. Had to drag me everywhere. You were always there when I looked back. You had to do it all. Must have been as hard as it could be. And when I couldn't sleep at night,
butterfly, fly away. Get your wing now, you can stay. Take those dreams and make them all come true. Butterfly, fly away. We've been waiting for this day. All along you know just what to do. Urmează să ne încânte Evelin Iulia Dicu, super mini magistru magna cum laude în Academia Copiilor. Just gonna stand there and watch me burn. That's all right because I like the way it hurt. Just gonna stand there and hear me cry. That's all right because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's my slave, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stand there and watch me burn. That's all the right. Cause I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. You ever love somebody so much you can barely breathe when you're with them? You meet and neither one of you even know what hit them. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them, paddle, pin them. So lost in the moments when you're in them. It's the race that the culprit controls your boat. So they say it best to call you separate ways. Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised them. Next time you show restraint, you don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you lied again. Now you get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it window pane. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. Now I know we said things, did things that we didn't mean. Then we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. When it comes to love, you just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Maybe it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away, though. Come inside.
Urmează acum să ne încânte Ada Churchill, super mini-magistru în Academia Copiilor, Round and Round. Like you don't know me, but last night you called me saying you want me. Oh, why you always make me feel like I'm the one that's crazy? You feel my heart racing, my heart racing. Boy, I need you here with me. We can't go on this way. I'm falling hard for you. All I can say, going round and round. Bring them back. Now you got me singing. Boy, I need you here with me. We can't go on this way. I'm falling hard for you. All I can say, going round and round. We never gonna stop. Going round and round. We never get where we are. Going round and round. Well, you're gonna miss me, 'cause I'm Ada, Evelyn, Iulia, Ticu ne va încânta din nou. Ascultă-ți!
felicitări, Evelyn! Trebuie să vă spun tuturor că această melodie este compusă de un membru al juriului, Claudiu Bulete. Felicitări, Claudiu! Ei, și acum trecem la prima prezentare în ținută casual. Atenție! Jurul va puncta atitudinea modelelor pe podium în această ținută. Importantă este atitudinea relaxată, destinsă, pe care trebuie să o aibă concurenții. La această probă vor defila concurenții de la numărul 1 la 10. Prima concurentă cu numărul 1 este Ingrid, Ingrid Pătru. Haide, Ingrid, prima concurentă. Hai să impresionăm juriul, Ingrid. Aplauze, aplauze pentru Ingrid. Aplauze. Următorul concurent care intră pe podium, Rareș. Rareș. Ia uitați-l pe Rareș Pârvu. Haide, Rareș. Numărul 3 va urca acum. Numărul 3 va urca acum pe podium. Nu mai vrea să ne mai prezinte nimic. Uite că s-a supărat pe noi Alexia și nu ne mai prezintă. Ba da, aplauze pentru Alexia. Haideți să vedem următoarea fetiță. No, haideți. Uitați-l pe Cristian. Cristian era foarte relaxat. A auzit că trebuie să aibă o ținută relaxată. Cristian. O fetiță foarte drăguță. Alessia Daju. Haide, Alessia. Haideți să o vedem pe Alessia. A, numai că nu mai vrea Cristian, nu mai pleacă de pe podium. Na, că uite, nu mai vrea. A rămas pe podium. Hai, Alessia, să te vedem. Felicitări, Cristian. Iar acum o fetiță drăguță, drăguță, Teodora Balaban. Haide, Tea. Concurentul cu numărul 7, Andrei Iovan. Denisa. Eu cred că acești copii s-au îndrăgostit de podium. Gata, nu mai placă după podium. Denisa, haide, Denisa. Denisa Grivei. Aplauze pentru Denisa. Alexia Buturugă. Ia uitați-o, ce drăguță este Alexia. Concurentul cu numărul 10 sigur va impresiona juriul. Haideți să vedem cât de mult va impresiona juriul. Haide, Vlad! Ia uitați-l pe Vlad! Ce atitudine îndrăzneață are! După Vlad urmează o domnișoară foarte drăguță! Isabel! Isabel Girard! Galerie puternică are Isabel.
foarte frumos. Felicitări, Isabel. Am spus eu că rămân aici pe podium. Și acum, Daria Ștefan. Haide, Daria. Felicitări, Isabel. Eu am spus că am un părinte care va primi diploma la premier în mai, dar să vedem, doar unul singur am. Cristiana. Haide să vedem și pe Cristiana, ce drăguță este, are un păr superb. Felicitări, Cristiana. Melissa. Melissa Panail. Haide, Melissa. Vai, cât de mult soare va fi aici în puțin timp. O să intre tot soarele de afară. Veți vedea de ce spun asta. Daria Iordache. Uitați-o pe Daria, ce frumoasă este. Daria Iordache. Felicitări, Daria. O domnișoară foarte drăguță. Foarte, foarte drăguță. Veți vedea că am dreptate. Este vorba de Narcisa Cârsa. Felicitări, Daria. Sigur va încânta juriul. Haide să-l vedem. Felicitări. Urmează Bianca Poenaru. Aplauze pentru Bianca. Felicitări, Bianca. O fetiță foarte drăguță, Alessia. Haide, Alessia. Alessia. Alexandra Radu. Foarte drăguță, Alexandra. Se simte bine, Alexandra, pe podium. Felicitări, Alexandra. Un domn acum, Codruț Ciobanu. Haide să-l urmărim pe Codruț. Thank you.
Oscar Codruț, Anania Martin. Show you. Haide să te vedem, Radu! Erica. Urmează domnișoara Sabrina Stroie. Este podiumul, gata. Am înțeles. Urmează Diana Neagoie. Felicitări, Alex. Felicitări, felicitări, Ștefan. Iar acum o vom asculta pe
pe domnișoara Ada Cercel, super mini magistru magna cum laude în Academia Copiilor. O domnișoară, după cum vă spuneam, serioasă. Este protagonista primului episod din Academia Copiilor. Ada Cercel. Poți să cânti orice, ne va cânta. Prima strofă. Stau în fiecare zi și mă gândesc, oare ce gen mi s-ar potrivi? Nu mă pot decide, pe toate le iubesc, să cânt e tot ce mi-aș putea dori. Stau în fiecare zi și mă gândesc, dacă să cânt mai jos sau mai sus, oricât aș încerca, nu mă hotărăsc. Încerca puțin rock. Când sunt mică, un lucru știu, vreau să cânt și să dansez. Doar pe scenă aș vrea să fiu, sub reflectoare ce strălucesc. Când sunt mică, un lucru știu, că pot să fac orice-mi trece prin cap. Și actriță aș putea să fiu, dar mă pricep mai bine la de încercat? Eu zic că mai avem ceva de încercat și avem de încercat defilarea în ținută de carnaval, așa că urmează o grupă formată din 10 concurenți, concurenții de la 1 la 10, care vor defila în costume cât mai interesante, costume de carnaval. Atenție, aici juriul trebuie să puncteze atitudinea, dar și modul în care se adaptează comportamentul la costumul pe care l-au ei de prezentat. Și avem o fetiță drăguță, Ingrid Pătru este aici. Haide, Ingrid, să mergem acolo la juriu, să arătăm juriului. Ingrid, cred că este o buburuză frumoasă. Aplauze pentru Ingrid, aplauze! Rareș, unde este Rareș? Urmează Rareș Pârvu. Rareș, hai să te vedem. Ia uitați-l pe Rareș, ce drăguț este. O buburuză? A fugit buburuza. Buburuza, sper să ne aducă mult noroc. Și acum, haideți să vedem concurenta cu numărul 3. Numai că Rareș nu mai părăsește podiumul. Știam eu că nu mai... Alexia, haide Alexia, încurajări pentru Alexia, aplauze! Thank you.
urmează un domn, un adevărat domn. Este vorba de domnul Cristian Matei. Haide, Cristian! Drăguță Isabel Girard. Aplauze pentru Isabel. Just rip off all my skin.
Felicitări, Daria, foarte drăguță ești. Avem un mușchetar. Cristiana Mocioban. Să urmărim pe Cristiana. Felicitări, Cristiana. O fetiță foarte drăguță, Melissa Panait, aplauze pentru Melissa. Vai, ce copii drăguți, sunt așa de drăguți. O fetiță foarte drăguță. Cred că ne va surprinde sigur Daria Iordache. Felicitări, Daria. Felicitări, Alesia. Alexandra Radu. Felicitări, Alexandra. Ananya.
codruț. Anania, Mara Ștefan, foarte frumos costum. Felicitări, Mara! Aplauze pentru Radu Bălășoiu! Felicitări, Radu! Erica Ticu! Ia uitați ce drăguță este Erica! Aplauze pentru Erica! Felicitări, Erica! Felicitări! Sabrina Stroie!
Vreau să vă prezint juriul, cei pe care astăzi ar trebui să-i cuceriți. Este vorba de doamna Melinda Matei, Claudiu Bulete, Mariana Ionescu, Cristian Bajac și din Academia Copiilor, două super mini magistre magna cum laude, Ada Cercel și Evelin Iulia Dicu. Sunt concurenți care în acest moment vor să obțină trofeul Mini Gold Top Model. Ei, bineînțeles că mai au de trecut o probă, este vorba de proba interviului. Vor trebui să tragă o întrebare și să îmi răspundă cât mai frumos, cât mai inedit. Iar după aceea îi vom vedea și în ținută de gală. Ținuta de gală, știți foarte bine, cum v-am spus, se jurizează atitudinea. Atitudinea pe care concurentul o are în această ținută. Iar la întrebări trebuie să vedem, vor răspunde frumos, inedit. Trebuie să-i urmărim, să vedem ce imaginație au copiii. Și acum, haideți să urmărim primii concurenți. Ia să vedem. Radu. Radu, aici sunt întrebările. Extrage un bilețel. Ia să vedem. Primul, hai să vedem ce scrie pe el. Scrie așa. Dacă ai avea puteri supranaturale, care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Radu, du-te acolo în față și spune-i jurului care este primul lucru pe care l-ai face dacă ai avea puteri supranaturale. Iar rămâi lângă mine și povestește-mi. Aș călători în timp. Ai călători în timp. Și ce ai face tu în timp? Aș face cumva cum să devin președinte. Toți copiii își doresc să devină președintele României. Vai, multă concurență. Mulțumim, Radu. Hai să vedem Erica. Erica, da, extrage un bilețel. Erica, hai să vedem, un bilețel, un bilețel, un bilețel. Nu pot. Ce scrie aici? O întrebare dificilă, Erica. Care este fapta bună pe care ai făcut-o de curând? Ce faptă bună ai făcut-o de curând? Ia spune, ce faptă bună ai făcut de curând? Ai ajutat-o pe mami? Da. Ai ajutat-o? Da. Unde ai ajutat-o pe mami? În bucătărie? În bucătărie și în șufagerie. Ai făcut curat? Da. Și pe Evelina ai ajutat-o? Ai învățat-o să danseze mai bine? Da. Iar acum dansează mult mai bine? Păi, dansăm amândouă mai bine. Dansați amândouă. Dar cine te-a învățat? Ea pe tine sau tu ai învățat-o pe Evelin? Eu am învățat-o pe Evelin. Normal, asta este fapta cea mai bună pe care a făcut-o Erica în aceste momente. Aplauze pentru Erica! Amestecăm întrebările să vedem. Sabrina! Hai să citim! Dacă ai putea să îți schimbi rolul și să devii părintelui tău, ce ai spune să facă? Ce ai spune mamei sau tati să facă? Ce nu-ți place ție? Hai să auzim. Păi probabil i-aș spune să facă ceea ce mă pun și ei pe mine să fac. Adică? Să învețe bine, în primul rând, să cânte și apoi să mă ajute cu treburile în casă. Mami, tati, ați auzit. Sabrina vă pune la muncă. Felicitări, Sabrina. Să vedem următorul concurent.
Următorul concurent ce va extrage? Ia să vedem, să vedem. Hai, un bilețel. Să-l citim împreună? Citim împreună sau citești tu? Care este rolul de eroul de poveste și de ce? Care e eroul de poveste preferat? Care e eroul de poveste? Ai un erou de poveste preferat? Da. Cine? Frumoasa și bestia. Și care e eroul de acolo, Frumoasa și bestia? Frumoasa sau bestia? Bestia. Bestia, dar de ce îți place bestia? Pentru că e mai puternic decât oricine. Și tu ești mai puternic decât oricine? Nu prea. Acesta este Alex Silăescu. Iar acum mulțumim, Alex. Și acum să-i urmărim pe concurenți defilând. Concurenții de la 1 la 10 vor defila în ținută de gală. Vine pe podium o fetiță drăguță, drăguță, Ingrid Pătru. Haide, Ingrid, haide acolo la juriu. Impresionă în juriu și de această dată? Hai, Ingrid. Aplauze pentru Ingrid. Du bon des surprises tombe les actrices et dans leurs yeux chromés le destin s'est brouillé au café de Flore. La flore, on allume le monde dans une a urcat Rareș Pârvu. Maintenant que deviennent les valses deviennent, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Fetiță foarte drăguță, Alexia. Felicită, Rareș. Rareș, mai vrei să rămâi pe scenă? Les amours infidèles. Aplauze, aplauze. Du fond de la nuit remonte l'ennui et nos chagrins de mon âme. Du grand monde. Maintenant que deviennent Alexia. Pendant ces années, si les mondes sont les mêmes, moi si tu m'aimes. Urmează Cristian Matei. Hai, Cristian, să te vedem. Să cucerim juriul. Aplauze pentru Cristian. Avem o domnișoară foarte elegantă, Alesia Daju. Aplauze pentru Alesia. Les romantiques, les amours infidèles, s'écrivent sur logiciel, du fond de la nuit, remonte l'ennui. Felicitări, Alesia!
Teodora Balaban. Aplauze. Super, felicitări, Andrei! Denisa! Denisa Grivei! Aplauze pentru Denisa! Superbă este Denisa! Andrei nu mai pleacă de pe podium, gata, am înțeles! Avem atâta prințese aici, vai foarte frumos. Felicitări. Concurenta cu numărul 9, haideți aplauze. Uitați ce drăguță este Alexia. Aplauze pentru Alexia. Felicitări, Alexia! Și acum un domn, este vorba de Vlad. Aplauze pentru Vlăduț! Aplauze! Felicitări, Vlad! Ei, și acum mai avem un test de trecut. Concurenții 29, 30, 31, 32 trebuie să-mi răspundă la niște întrebări. Haideți să vedem ce întrebare va extrage Diana. Să citim. Care crezi că ți-ar fi animalul de companie ideal și ce ai face cu el? Câinele. Și să mă joc cu el. Mai zi o dată. Mie îmi place câinele și cred că este animalul meu de companie care l-aș vrea și mi-ar place să mă joc cu el. Doamna Negoie, trebuie să cumpărați un cățel. Felicitări, Diana! Hai să vedem, Rareș. Hai, ce scrie acolo? Dacă ai un model, care este acesta și de ce? Ca model, l-aș avea pe Michael Jackson. Și-a făcut toate mișcările, a compus el, n-a copiat. Îmi place foarte mult. Pe el... Crezi că vei reuși să ajungi și tu măcar așa pe sfertul lui Michael sau mai mult? Mai puțin. Mai puțin? Eu aș zice să fii mai optimist. Cred că nimeni nu-l poate egala. E fost prea bun. Aplauze pentru Rareș! Următorul concurent, să vedem. Hai, Ștefan! Să citim. Ce-ți dorești să devii în viață și de ce? Eu în viață mi-aș dori să devin medic chirurg, deoarece mi se pare o meserie foarte frumoasă și grea, dar mi-ar place să salvez viețile oamenilor. Îți place să lucrezi cu oamenii? Să? Îți place să lucrezi cu oamenii? Da, mi-ar place. Dar de ce îți place? Nu crezi că sunt dificili? Nu, deoarece
Este o meserie foarte frumoasă și nu trebuie să ai pretenții. Aplauze pentru Ștefan Grădinaru! Următoarea întrebare, hai să vedem, să vedem. Și acum? Denisa. Denisa nu vrea să mai răspundă, e teamă. Denisa, ți-e teamă de întrebare? Nu. Mai sunt două întrebări, depinde de tine pe care o vei extrage, ia să vedem. Ce scrie acolo? Ce te deranjează din ceea ce îți spun părinții cel mai mult? Să auzim, să vedem. Mami nu este aici, hai să vedem. Vino aici mai în față și să răspundem la întrebare. Ei mereu au pretenția ca de fiecare dată să învăț și să iau mereu note de 10. Să nu iau mai jos de 10. Este greu? Este, un pic. Și ce ai dorit tu de la mami? Să nu te mai bată la cap să iei note de 10 sau e bine ce zice mami? Pe de altă parte este și corect, dar merită. Merită. Aplauze pentru Denisa Pârvu. Acum continuăm cu defilare în ținută de gală. Domnișoara Isabel Girard este pregătită să încânte juriul. Aplauze pentru Isabel. Feminitate la aceste domnișoare și fetițe, felicitări! Super,
copii. Ștefan, care i-a iordat, i-am botezat-o pe Daria, am să-i dau un miel. Uitați ce frumoasă e Daria! Aujourd'hui quand tu danses, tu as un coup de pont.
felicitări, Alesia! Alexandra, Radu! Aplauze pentru Alexandra! Acum vreau să ascultăm un băiețel foarte talentat. Este vorba de Rareș Iancu. Să-l aplaudăm și să-l ascultăm. Eventual să dansăm cu Rareș. Are o melodie foarte frumoasă și ritmată. Rareș Iancu.